Bun găsit! Numele meu este Romina Hâlmăgeanu. Astăzi mi-am propus să realizăm o lecție dedicată cazurilor și funcțiilor sintactice ale substantivului. Aceasta se adresează elevilor de clasa 6-a, pentru că am observat o oarecare teamă față de acest conținut, ușor dificil, am spune, având în vedere că e primul contact cu ceea ce înseamnă caz și funcție sintactică. În primul rând, terminologia este una nouă, necunoscută, ceea ce generează o teamă de necunoscut, dar noi vrem să arătăm că lucrurile, de fapt, sunt foarte simple, atâta timp cât stăpânim conținutul așa cum trebuie. Enumerarea celor 5 cazuri ale substantivului. Acestea sunt în ordine nominativ, acuzativ, genitiv, dativ și vocativ. Dacă ai reținut aceste 5 cazuri, ai făcut primul pas în învățarea acestei lecții. Pe mai departe, va trebui să asociem funcțiile sintactice cazurilor pe care le-am enumerat anterior. Așadar, vom învăța că în cazul nominativ avem două funcții sintactice. E vorba de funcția sintactică de subiect pe care o cunoaștem deja foarte bine încă din clasele primare și funcția sintactică de nume predicativ pe care am învățat-o abia în clasa a 6-a. Funcțiile sintactice răspund la anumite întrebări. Avem niște întrebări ajutătoare care ne vor ghida în analiza unui enunț, în analiza sintactică a unui enunț. De pildă, subiectul răspunde la întrebările cine, orice. Cine se adresează pentru persoane, ființe, da? Și ce pentru obiecte, de obicei. Și atunci, să dăm niște exemple. Dacă spun, Andrei a plecat la școală, adresez întrebarea cine a plecat la școală, iar răspunsul din context, da, mă va trimite înspre substantivul propriu Andrei. Ca să oferim un exemplu și pentru întrebarea ce, voi spune, scaunul se află lângă masă. Ce se află lângă masă? Scaunul. Și uite așa, am reușit să adresăm cele două întrebări în două contexte diferite, identificând subiectele exprimate fie prin substantive proprii, așa cum am avut numele de persoană, cât și prin substantive comune. La numele predicativ nu ne putem folosi de nicio întrebare. Știm noi că secretul constă în altceva. În ce? În verbul copulativ. Dacă vom avea un verb copulativ în enunțul nostru, el va atrage asupra lui, la modul figurat fie spus, un nume predicativ. Știm că pentru a avea un verb copulativ, a fi, trebuie să nu se poată înlocui cu a exista, a costa, a se afla, a fi originar din și așa mai departe. Și atunci pot să spun, tatăl meu este avocat. În cazul acesta, este, nu poate fi înlocuit nici cu a exista, nici cu a se afla, nici cu a se găsi. Deci, voi spune că verbul copulativ este, va fi urmat de un nume predicativ și adică avocat. Avocat, numele predicativ exprimat printr-un substantiv comun. Acuzativul, am spune că este un caz mai larg, deoarece aici identificăm cele mai multe funcții sintactice, începând cu complementul direct, complementul prepozițional, urmat fiind de acesta, circumstanțialele cele trei, circumstanțialul de timp, circumstanțialul de loc, circumstanțialul de mod și, nu în ultimul rând, atributul substantival prepozițional.
va fi necesar să le luăm pe îndelete pentru a vedea ce întrebări corespund acestor funcții sintactice și, nu în ultimul rând, pentru a analiza niște exemple care să clarifice lucrurile. Așadar, am început cu complementul direct, care va răspunde la două întrebări. Pe cine și ce? Observăm că ce, întrebarea aceasta, ce, apare și la subiect. Totuși, cum facem diferența între subiect și complement direct? Păi, atunci când analizăm un complement direct, trebuie să ne asigurăm că subiectul există deja în propoziție și l-am identificat. Și dacă avem deja un subiect în propoziție, cel de-al doilea nu va mai putea exista. Dacă spun am mâncat mere de dimineață, ce am mâncat de dimineață? Mere. Care e subiectul aici? Păi, nu apare exprimat. Și atunci ajungem la concluzia că mere va fi un complement direct. Dacă vrem să adresăm întrebarea pe cine, zicem așa, l-am văzut pe Mihai pe stradă. Pe cine am văzut? Pe Mihai. Adresez întrebarea unui verb. Asta înseamnă că pe Mihai va fi complement direct cu certitudine. Mergând mai departe spre complementul prepozițional. Aici întrebările pot fi foarte diversificate. În genere, ele conțin prepoziții. De la cine, de la ce, despre cine, despre ce, cu cine, cu ce și așa mai departe. Dacă spunem, am discutat despre ședința de la ora 5. Despre ce am discutat? Pun întrebarea din nou unui verb, ceea ce înseamnă că voi răspunde despre ședința, iar despre ședința va fi un complement prepozițional în cazul acuzativ, exprimat printr-un substantiv comun. Despre ședința. Observăm că acesta este și articulat cu articolul hotărât a. În final, putem să trecem și la circumstanțiale. A zice, aici, după cum le spun și numele, circumstanțialele arată niște circumstanțe. Îți va fi foarte simplu să înveți circumstanțialele, pentru că numele lor te va ajuta să identifici în context funcția sintactică. De exemplu, circumstanțialul de loc arată locul. Și voi pune întrebarea unde, de unde, până unde, încotro. Vreau să merg la munte. Unde vreau să merg? Voi răspunde cu certitudine la munte. Deci observăm că la munte va fi un circumstanțial de loc în cazul acuzativ. Dacă vom lua următorul circumstanțial, circumstanțialul de timp. Pun întrebarea când, de când, până când și zic, la vară voi merge în Grecia. Când voi merge în Grecia? La vară. Deci uite că acesta ne va arăta reperul temporal. Când? Voi pune întrebarea când și răspund la vară. Da? Dar dacă spun șeful ia decizii fără ezitare. În cazul acesta voi adresa întrebarea cum. Cum ia decizii, da? Fără ezitare. Și atunci, fără ezitare, va fi un circumstanțial de mod, pentru că arată modul, da? Cum, în ce fel. Fără ezitare va fi un circumstanțial de mod în cazul acuzativ. O observație să facem aici. Mulți numesc aceste circumstanțiale complemente. În loc să spună circumstanțial de timp, circumstanțial de loc, circumstanțial de mod, vor spune complement, circumstanțial de loc, complement, circumstanțial de timp, complement, circumstanțial de mod. Această denumire este greșită, pentru că odată cu actualizările gramaticii în vigoare și a manualelor, corect este să spunem circumstanțial și atât. Denumirea de complement va fi izolată, lăsată uitării
Și ultima funcție sintactică din cadrul acuzativului va fi atributul, atributul substantival prepozițional. Se numește atribut substantival pentru că se exprimă printr-un substantiv, prepozițional pentru că el va conține o prepoziție. E logic, nu? Care sunt întrebările atributului substantival prepozițional? Două avem aici. Care și ce fel de? Mi-aș dori o căciulă de lână. Ce fel de căciulă? De lână. Și uite că de lână va fi un atribut substantival prepozițional exprimat printr-un substantiv comun, de fiind prepoziția simplă care îl însoțește. Cazul dativ urmează acum. Aici învățăm o singură funcție sintactică și anume complementul indirect, care va răspunde la întrebarea cui. I-am oferit tatălui meu o mână de ajutor. Cui i-am oferit o mână de ajutor? Tatălui, da? Doar tatălui. Și atunci vom spune că tatălui va avea funcție sintactică de complement indirect în cazul dativ. Cazul genitiv vine și el cu o singură funcție sintactică. E vorba despre atributul substantival. Deci, uite că atributul poate sta atât în cazul acuzativ, cât și în cazul genitiv. Pentru că ce este cazul de fapt? Cazul este forma pe care o ia substantivul care se modelează într-o funcție sintactică. Așadar, dacă spun pălăria călătorului e colorată, voi pune întrebarea a cui pălărie, da? A călătorului. Deci nu voi spune călător sub forma de nominativ acuzativ, ci voi spune călătorului, care este o formă de genitiv dativ. În cazul acesta, adresând întrebarea, ne-am dat seama că el va fi cu siguranță în cazul genitiv, pentru că răspunde la întrebarea a cui, da? Avem o funcție sintactică de atribut substantival. Și ultimul caz analizat astăzi va fi vocativul. Aici lucrurile sunt cât se poate de simple, pentru că nu avem nicio funcție sintactică. În vocativ nu există funcții sintactice, așa învățăm în clasa a 6-a. El marchează doar o strigare, de pildă, dacă spun Ioane, vino și ajută-mă, te rog. Ioane este o strigare, deci îl voi considera un substantiv propriu în cazul vocativ, fără funcție sintactică și, bineînțeles, și fără întrebare. Pentru că ce rost ar avea aici întrebarea? Va trebui să deducem din contextul mai larg care este substantivul în acest caz. Mai departe vom analiza un text. Am pregătit niște propoziții, sau mai bine spus, fraze de analizat, în care apar multiple substantive în cazuri diferite. Vă anunț că am încercat să cuprind toate funcțiile sintactice discutate anterior. Textul este următorul. Alexandru i-a adus mamei sale un buchet de trandafiri. Aceasta l-a îmbrățișat cu drag și l-a sărutat pe obraz, promițându-i că la vară vor discuta despre călătoria mult așteptată. A fost un gest foarte frumos. Mamă, abia aștept, a strigat băiatul. Sugestia mea ar fi să încercați să notați și voi textul pe o foaie, urmărind în paralel explicațiile pe care le vom da. Vom lua enunțurile pe rând, vom sublinia substantivele și vom numi funcția sintactică și cazul lor în funcție de întrebările pe care le vom adresa. Așadar, repet primul enunț. Alexandru i-a adus mamei sale un buchet de trandafiri. Ne oprim aici. Primul substantiv pe care îl subliniem, așa cum v-ați gândit și voi, este Alexandru. Este un substantiv propriu din ce se poate observa.
Și voi pune o primă întrebare. Cine i-a adus? Cine? Păi, Alexandru, cu siguranță că el. Dacă am adresat întrebarea cine, voi observa că ea este specifică subiectului, deci Alexandru va fi subiect în cazul nominativ, da? Subiectul deocamdată știm că stă doar în nominativ și atât. Deci, Alexandru, subiect în nominativ. Mai departe, i-a adus mamei sale. Păi cui i-a adus? Cui? Mamei. Uite un alt substantiv care s-a ascuns aici. Iar adresând întrebarea cui, am dedus că el este în cazul dativ și va avea funcția sintactică de complement indirect. Atenție, indirect. Cui? Mamei. Da? Mai departe, un buchet de trandafiri. Păi ce i-a adus? A pus întrebarea ce? Să fie subiect? Păi nu are cum să fie subiect pentru că subiectul e Alexandru. Deci, ajung la considerentul că un buchet va fi complement direct. Pe cine ce? Da, complementul direct răspunde la aceste întrebări. Deci, un buchet complement direct în cazul acuzativ. Și mai spune că e și de trandafiri. Ce fel de buchet? De trandafiri. Uite, un alt substantiv. Observăm că are prepoziție. Am adresat întrebarea ce fel de, deci va fi un atribut, în special pentru că el determină un substantiv. Deci va fi un atribut substantival, prepozițional, prepoziția este de, așa cum se observă, în ce caz? Să fie în acuzativ sau în genitiv? Păi spune trandafiri, nu spune trandafirilor, da? Deci, cu siguranță, după formă, îl recunoaștem că este în acuzativ. În regulă, primul enunț a fost deja analizat. Lucrurile sper că sunt destul de clare. Mai departe, aceasta l-a îmbrățișat cu drag. Următorul substantiv pe care îl observăm este cu drag. Îl subliniem și punem întrebarea cum l-a îmbrățișat. Vă amintiți? Nu de timp, nu de loc, ci de mod, sigur. Deci, cum l-a îmbrățișat? Cu drag. Cu drag va fi circumstanțial de mod în cazul acuzativ, pentru că doar acolo poate sta. Mai departe, și l-a sărutat pe obraz. Uite încă un substantiv, pe obraz. Unde l-a sărutat? Da? Nu pe frunte, nu pe ureche, nu pe nas, ci pe obraz. Arată ce? Locul, bineînțeles. Unde l-a sărutat? Pe obraz, circumstanțial de loc, în cazul acuzativ. Promițându-i că la vară, deci uite că avem și un reper temporal, dacă putem să-l numim așa, deci un circumstanțial de timp, raportându-ne la funcțiile noastre sintactice. Când? La vară. În ce caz stă? În acuzativ, da? După cum am spus. Vor discuta despre călătoria. Încă un substantiv. Despre călătoria. Păi despre ce vor discuta? Despre cine, despre ce? Cu cine, cu ce? De la cine, de la ce? E o întrebare specifică complementului prepozițional. Deci, voi nota deasupra sau lângă complement prepozițional în cazul acuzativ. A fost un gest frumos. Ce vom sublinia aici? Care e substantivul? Frumos e adjectiv. Deci un gest rămâne. Un gest, două gesturi. Un gest se poate număra. Deci uite că este substantiv. Putem să punem aici ce a fost un gest? Da, am putea să punem o întrebare. Dar să ne aruncăm puțin privirea asupra verbului a fi la perfect compus. Putem să înlocuim cu a exista? A existat un gest? Nu. S-a aflat un gest? Nu. A costat un gest? Nu. Ajungem la concluzia că el va fi un verb copulativ. Și ce am spus noi că se va așeza pe lângă un verb copulativ, cu siguranță în preajma lui va apărea un nume predicativ.
Și un gest, tocmai această funcție sintactică, o va avea denume predicativ în cazul nominativ. Mai departe, mamă, de-abia aștept, a strigat băiatul. Mamă, ce funcție sintactică are aici? Păi nu are nicio funcție sintactică. Observăm că este o strigare și, după cum am spus, această strigare se încadrează în cazul vocativ. De-abia aștept, a strigat băiatul. Păi cine a strigat? Bineînțeles că băiatul, despre el e vorba. Adresând întrebarea cine, voi observa că băiatul va fi un substantiv comun cu funcția sintactică de subiect în cazul nominativ. Și uite așa am reușit să analizăm toate aceste substantive identificând funcția lor sintactică. E mai simplu acum? Dacă ți-a fost util acest material, nu ezita să apeși butonul de like. Acesta ne va ajuta, ne va aduce mai aproape de tine. Îți mulțumesc, pe curând!